ziua, vă salutăm pe toți. Conferința de astăzi am hotărât să o petrecem pentru a vă arăta tuturor eroii noștri, cei mai buni luptători ai Federației de K1 amatori, adică membrii lotului național care au în urma luptelor de 3-6 octombrie în Riga, la Cupa Mondială, au căpătat medalii de aur. Suntem nespus de bucuroși, mulțumiți antrenorilor care au lucrat mai multe luni, dar chiar un an întreg, acesta este rezultatul unui an de activitate a Federației. În afară de băieții prezenți, medaliștii cu aur, avem încă medaliați cu argint și bronz. Din 21 de participanți la Cupa Mondială, 19 luptători au căpătat medalii. Este un rezultat foarte bun, impunător. N-am planificat și nu ne-am așteptat chiar la așa rezultate, deoarece Cupa Mondială a fost foarte puternică, cu luptători buni, valoroși, mulți din ei sunt luptători care au o practică profesionistă. Și asta au văzut-o și băieții noștri, mai ales în finale și semifinale, s-au întâlnit cu luptători profesioniști din mai multe țări. Noi avem în Federația de K1, avem un principiu, nu participă luptătorii profesioniști în amatori. Cu așa metodă vrem să le dăm posibilitatea la amatori să crească, să aibă mai multe lupte, să se dezvolte și cred că este o poziție destul de corectă. La Cupa Lumii au participat circa 20 de țări, mai mult de 300 de luptători. Din ce în ce, cu orice competiție, participă mai multe țări, participă mai mult luptători. Federația de K1 internațională, la moment sunt înregistrate 58 de țări și avem încă multe cereri pe care le vom accepta, cred că, în anul viitor. Aș vrea să menționez că la adunarea generală, care a avut loc tot la Riga, s-a primit hotărârea de a acorda Republicii Moldova dreptul de a petrece campionatul european în primăvara anul 2014. Am stabilit împreună cu Ministerul Tineretului și Sportului și de pe data din 1 până pe 4 mai 2014 în Chișinău va avea loc campionatul european la K1 Amator. Sunt așteptate mai mult de 25 de țări, cred că circa 30 de țări minimum vor participa la acest campionat și cu evident și mulți luptători. Suntem bucuroși că vom putea găzdui acasă o competiție de așa nivel și ne vom strădui să o petrecem corect, frumos, așa cum noi am mai făcut și alte competiții de amatori și profesioniste. Acum aș vrea să ne spui câteva cuvinte. Andrei Grosu. Andrei a fost reprezentantul lotului național, arbitru Federației de K1, arbitru de categorie internațională, antrenor. Bună ziua! Cum a menționat domnul Dorin, într-adevăr, la această competiție deja nivelul a fost mult mai mare ca competițiile precedente. Practic,
semifinale, prat un luptător din țările străine, avea lupte la nivel profesionist. Să luăm același Davidas Danila din Lituania, Izidor Bunea din România, polonezi au venit cu luptători profesioniști, belgienii, adică, într-adevăr, nivelul de fiecare dată trece. Federația este încă tânără, Federația de Chelan Amator, însă deja aceasta fiind a treia competiție internațională, vedem că apar cei și ne bucură foarte mult țări noi, participanți noi, cu luptători de ovalare, într-adevăr, de tare mondială, care participă la competiții din nivel profesionist în întreaga lume. Și ne bucură foarte mult faptul că luptătorii noștri deloc nu au fost intimidați de numele aceștor adversari și le-au oferit niște lupte într-adevăr grele și chiar iată, avem nouă luptători care au ieșit învingători în finalele care s-au disputat. Desigur, sunt momente legate de ceea ce ține de arbitraj, fiind o echipă foarte puternică, nu tot timpul avem, să spunem așa, din partea arbitrilor, o obiectivitate la care noi ne așteptăm. Și la această competiție, ca și la competiția precedentă, noi am avut lupte care le-am contestat, am scris proteste care au fost în favoarea noastră rezolvate, însă au fost și lupte care, cu părere de rău, nu am putut să le contestăm din cauza că arbitrii deja știu că cum să arbitreze, așa în ghilimele spus corect, ca să nu avem posibilitatea de a contesta aceste lupte. Însă, necătând la toate aceste momente, luptătorii noștri deja în luptele în finale, când ieșeau, ei își dădeau seama cu, mai ales când boxau cu luptătorii din Letonia, fiindcă au fost câteva finale aceștia, ei își dădeau bine seama cu cine au de gând să lupte. Și se străduiau să nu le iasă la mâna arbitrilor decizia. Referitor la componența lotului, noi am ales chiar cei mai puternici luptători în categoriile. Cu părere de rău, n-am putut să luăm absolut toate primele numere care au plecat, însă luptătorii care au fost, ei ne-au reprezentat cu demnitate și, într-adevăr, drapelul care ne-a fost amânat de domnul ministru a fost ridicat nouă dată pe pedestal și băieții noștri chiar au dus faima țării noastre mai departe și încă o dată au demonstrat și cimentează acea părere că în Republica Moldova sunt luptători de o valoare mare. Câteva cuvinte ne va spune Nicanor Trocin, vicepreședintele Federației de Chelan Amator, antrenor ai clubului Champion Gym. Bună ziua! Într-adevăr, am mai spus-o și mă voi repeta, deoarece ne sună frumos. Federația K1 trăiește epoca de aur în lumea sportului autohton. Deci, dați-mi voie ca să mulțumim nemijlocit conducătorul federației și asociației Edelweiss, pentru că ne-a ajutat financiar să participăm la competiția care ne-am manifestat, pentru că datorită lor a fost făcute toate condițiile ca noi să ne întoarcem acasă cu rezultatele care atât sunt de răsunătoare. Ceea ce privește nemijlocit competiția, într-adevăr, a fost la un nivel înalt organizată. Mă bucur nespus de mult și vreau să felicit și antrenorii nemijlocit, deoarece cunosc în detalii munca care a fost depusă și sunt foarte bucuros de faptul că volumul care a fost depus a și dat și rezultat. Avem roade care chiar putem să ne mândrim cu dânsele, pentru că vreau să vă aduc la cunoștință, participând la așa o competiție, urmărind țări financiar mult mai predispuse decât noi, văzând organizarea echipelor lor, îți dai seama că
Republica Moldova, cel puțin federația dată, este bine organizat, pus la punct și predispune de un colectiv destul de puternic care nemijlocit reprezintă țara la un nivel destul de puternic, pentru că când se prestează sau când se luptă doi luptători, de exemplu chiar și lituanieni și cu un luptător de-a nostru, dacă toate țările prezente scandează Moldova, înțelegi că facem un lucru destul de benefic și chiar după luptele frumoase care au fost, nu una în finale, antrenorii englezi, polonezi se apropie și îți strâng mâna și spun într-adevăr sunteți o echipă puternică, înțelegi că ne cătăm la faptul că mulți ne consideră tineri, de fapt așa și suntem. Suntem tineri, suntem cu ambiții și ambițiile date și dau rezultat. Faptul care ne face și ne întoarcem acasă cu bucurie și cu vrem să credem că lumea care ne urmărește le căpătăm stima, deoarece noi suntem acei mesageri din partea Moldovei, că la noi tineretul într-adevăr este pus bine la punct și țara, datorită faptului că sunt tinerii ăștia, mai are un viitor. Nemijlocit, sunt bucuros de faptul că urmează ca noi să fim gazda campionatului european anul care vine, deoarece asta încă o dată ne va da un motivație să ne pregătim la nivel și încă o dată să demonstrăm că Republica Moldova poate să-și mențină cota la nivel sportiv și persoanele nemijlocit care ne urmăresc, suportele noștri se bucură de rezultatele care urmează să le avem. Totalurile care au avut loc la competiții, la această cupă mondială câștigător clasament final a fost Rusia, locul 2, Estonia, locul 3, Belarusia. Însă este așa un moment, la toate cupele mondiale până în această cupă era primit ca clasamentul să se facă doar la categoria de vârstă seniori și bărbați. La această cupă, cu părere de rău, organizatorii au decis să ia în calcul rezultatele la toate categoriile de vârstă și în așa mod noi am ajuns pe locul 4. Deși dacă luăm ce și trebuie de tins ca seniorii, fiindcă orice sportiv la nivel de junior, el este junior, cu tot știm că astăzi juniorul este, mâine el cu prerederul poate să nu mai fie, însă finalul este când sportivul ajunge senior. Și la seniori noi avem 3 medalii de aur, restul țărilor Belarusia au 2, Ucrainenii 2, la Letonii au 2, respectiv doar noi avem 3. Și dacă de luat la seniori, noi ar fi trebuit să luăm locul 1. Încă un premiu special care a fost oferit echipei noastre este această mică cupă, cupa pentru dorința de a câștiga. Aceasta este o confirmare neoficială că luptătorul care a câștigat această cupă, în cazul nostru este luptătorul Nicolae Carauș, a câștigat finala, deși arbitrii au dat în colțul adversarului. Această cupă, la orice competiție, așa neoficial se spune, că această cupă este câștigată de luptătorul care a fost nedreptățit de către arbitri. Și chiar după lupta aceasta se apropiau de noi antrenorii și românii și polonezi, toți practic, majoritatea antrenorilor, fiindcă noi mai discutăm cu ei, toți se apropiau și spuneau că această luptă într-adevăr a fost câștigată de luptătorul nostru. Și eu sunt sigur că această cupă încă o dată demonstrează faptul că țara noastră este într-adevăr luată în serios de către toți și pur și simplu, noi mai avem de lucru mult încă înainte, însă suntem pe niște poziții foarte și foarte tari și când iese un luptător de-a nostru în colț, deja echipa adversară îți face griji. Încă referitor la totaluri,
un așa moment, noi avem Cătălin Leca, un dârz campion, care practic, și domnul Nicanor o să vă spună, se apropiau mulți reprezentanți ale, practic, din diferite echipe și erau surprinși de tehnică și de capacitatea acestui mic campion și avem un viitor foarte și foarte luminos înainte. Rezultate bune, dar personal pentru mine nu a fost cel mai important medaliile. Să vă spun, am avut o deosebită plăcere să văd cum lotul național a fost într-adevăr ca o echipă. În sala în care s-a petrecut, real puteai să vezi aparte echipă, numai echipa Republicii Moldova. Toți echipați la fel, toți susține unul pe altul, cu toate că în interiorul federației avem o concurență și asta e și normal, o concurență sănătoasă între cluburi, avem mai multe cluburi cu luptători, cu antrenori buni, dar când se vorbește despre lotul național, atunci băieții sunt ca o echipă și foarte bine au prezentat țara, ne-au făcut complimente în partea aceasta toate țările. Toți întotdeauna ne evidențiază de la începutul activității Federației Internaționale. Dacă vin moldoveni, îi vezi deodată că ești moldoveni, echipați, disciplinați, prietenoși toți. Asta cred că în primul rând e cel mai bine ce se petrece în mișcarea. K1 este o mișcare, un mod de viață, nu e numai un stil de sport. Aș vrea să vă spun că careva din luptătorii amatori au dat dovadă într-adevăr de un profesionalism înalt și în timp apropiat de acum o să încercăm pe unii din ei să le organizăm careva lupte în ringul profesionist. Asta va fi în viitor apropiat. Nu deschidem careva paranteză, secrete, dar îi veți vedea chiar din sala aceasta, din spatele nostru, careva din băieți, în timp apropiat se va lupta în ringul profesionist. Asta a mai fost cu majoritatea profesioniștilor noștri care îi avem, toți veniți din amatori și care au capacitatea și care au dorința și care au visat toată viața și sunt talentați, aceia încetul cu încetul trec la ringul profesionist, la aceia înspre ce au tins posibil tot timpul acesta. În general avem mari planuri de activitate pentru anul viitor și campionatul Republicii, Cupa Republicii, campionatul european care îl vom petrece în mai, foarte multe competiții interne, locale, regionale în Republica Moldova, în ieșiri în Ucraina, România, Belarusia. Adică va fi o programă destul de încărcată cu multe competiții pentru luptători, ceea ce e foarte benefic pentru o dezvoltare mai bună a luptătorilor. La sfârșitul anului vom avea o gală de K1. Federația va organiza o gală de K1 separat, aparte numai pentru luptătorii noștri, pentru membrii federației, pentru partenerii care ne ajută, cu o dare de seamă, cu premii pentru luptători, cât amatori, atât și profesioniști. Vă vom anunța din timp, cred că veți fi invitații noștri toată presa. Noi vă mulțumim, dacă aveți careva întrebări, poftim. Dați câteva nume, luptători, amatori, da, care credeți că o să semneze în scurt timp contracte profesioniști. Nu, am vorbit că e o chestiune, e un secret, dar vă spun că chiar în luna decembrie, pe unul din băieții care a câștigat locul întâi la Cupa Mondială, îl veți vedea la una din galele organizate de Fighting Entertainment,
de asociație profesionistă. O să-l vedeți. O să-l, e o chestiune de secret, de promotion. Nu pot. Intrigă, da. Da, s-a aflat în sală, în spatele nostru. Вопрос к Андрею. В другом виде спорта недавно приехала тоже сборная по единоборствам, да? И там 4 участника или 6, и привезли там чуть ли не 12 медалей. Вот. У нас же, допустим, человек должен биться все 3 дня для того, чтобы завоевать хотя бы одну медаль. Да, есть такой момент. Преимущество, в первую очередь, если есть проблемы где аут. Gen de sport, concret vorbim despre kickboxing, atunci la o competiție organizată la kickboxing de o anumită federație sunt mai multe genuri, mai multe versiuni, adică dacă să vorbim direct sunt mai multe genuri de sport, spre spune kickboxing, este după regulă full contact, low kick, eurotai, kick light, light contact, semi contact, deja sunt 7. Adică este posibil și când spune că adun peste 1000 de luptători la un forum internațional, vă dați seama că 1000 de luptători la 7 genuri de sport. Când împărțit 1000 la 7, un calcul elementar ne spune că nici 150 la un gen. Plus la asta, un luptător acolo poate participa la 2, la 3, la 4 versiuni, în dependență de cât îl duc puterile. Și respectiv de așa se primește, fiindcă noi avem un singur sport, K1. Luptătorii noștri participă doar la acest sport. 3 zile. 3 zile au câte 3, câte 4 lupte. Până acum se discuta despre faptul că băieții au doar o singură luptă, câștigă medalii, nu. Vă pot spune cu siguranță că la aceste competiții, chiar în super grei, pe Dragoș Zubco, la super grei a avut de luptat 3 lupte. Nici la kickboxing, nici la 15 profesioniști, da, categorie, adică în 71 de kilograme, 15 luptători. Adică, vă dați seama, deja nu mai este acea perioadă când luptătorul avea o luptă și avea deja o medalie. Adică sunt procese verbale care demonstrează că sunt lupte. De asta se primește că vin câteodată selecționate 3 luptători cu 8 medalii, fiindcă ei participă la diferite versiuni și așa se primește. La noi este un singur sport, noi avem un singur scop, să devenim cei mai puternici la K1. Privința arbitrajului, de aceea peste trecutare apar probleme cu arbitrajul. Știu că uneori pe sportivii noștri nu după regulă. La general, arbitrajul e o problemă în toată lumea și în toate sporturilor, în toate sporturile. Nu numai în K1, box, foarte sfurați luptătorii în box, foarte sfurați în judo, deoarece activitățile, ori mișcările în judo, e greu să le exprimi prin punct, prin punctaje. Tot așa e și la K1. Sunt arbitri. 4 arbitri principali, 4 arbitri laterali, da, 3 laterali și principalul. Dar fiecare își vede părerea sa. Cum? Deoarece dacă în box se numără orice lovitură, la noi în K1 după reguli se dă o apreciere de la gradarea 10, 9, 10, 8, știți cum? Și depinde foarte mult de profesionalismul arbitrului. Dar toți sunt oameni și se pot greși. De asta și este contestare și multe alte situații. Dacă îmi permiteți, fiind arbitru principal al federației și arbitrând și la aceste competiții, și nu sunt primele competiții, chiar la această competiție, până anterior eram referi în ring la formurile internaționale, la această competiție am rugat mult să nu lucrez în ring și să fiu arbitru lateral. Să-mi dau seama cum gândesc restul arbitrilor din alte țări. Саша выиграл медаль, вернулся домой с командой полной, как бы, багаж медали, так скажем. Расскажи вот так, в таких мелочайших подробностях, как бился за медаль. Кто соперниками был? У меня соперники были представители из российской команды. Мои соперники были очень, очень непростыми, можно сказать. Насколько я знаю, у них были бои
по версии K1 по профессионалу. И, к счастью, я об этом узнал только после боев. Поэтому я думаю, что если я бы узнал перед, то у меня было бы гораздо больше эмоций и волнений перед боем. Но так как все прошло успешно и гладко, я очень рад тому, что смог одержать первое место и доказать то, что я есть, то, что я представляю себя что-то, и я могу достичь большего. И я очень рад тому, что так получилось, что я одержал первое место. Расскажи о том, как шла подготовка к этому турниру, потому что некоторым вот так любителям кажется, что может быть легко, а на самом деле как оно? Нет, действительно, если подумать, то со стороны это смотрится очень легко, но мы подготавливались 2 месяца, это были очень сложные месяца, потому что мы старались изо всех сил выполнять свою работу, то, что мы должны тренироваться, работать и работать. К тому же еще и это очень сложно, потому что, несмотря на тренировки, у нас еще есть и учеба, которую мы тоже должны учиться, как-никак. 2 месяца у нас были усердные тренировки, по 2 тренировки в день, утром, вечером, между отрезками, учеба, отдых. Отдых был только по выходным, но все же я рад тому, что произошло, потому что если бы не эта подготовка, я не знаю, какой был исход бы в соревновании. Драгош, при моем интрибаре в категории супер гря, то фосто, купа мондиалы, Литония, чем мы бонус, чем мой питерник. Да, аша на целеска то алтатку ништи профессионалиш декола. Да, приму лоптам ово току он лоптатор дипилог, где он Литония, кари са лоптат, ди перин профессионал, са лоптат керку Игнашов, лоптатор ден Белоруссия, керри легенды, кет ка штиц, кунаштим тоц. Ши m-am luptat și chiar nu am știut că lupt cu Camonoare să lupt cu așa luptător, dar am învins. Și după aia am aflat că, că am luptat cu un luptător de performanță foarte bun. Și am ieșit mai departe. Da, cine ajutați în faza pregătirii? Da, sigur m-au ajutat antrenorii mei, Vivat Ion, Vladimir Aga și sponsorul clubului nostru, Bercut, Vyacheslav Murzakov. Îi mulțumesc din suflet, cu ajutorul lor am ajuns așa la un campion și mult m-au ajutat chiar, nu știu, tot timpul o să le fiu recunoscător. Putem să spunem că asta Cupa Mondială a fost cele mai grea în cariera ta? Da, da, pot să spun asta, chiar mi-a fost greu și m-am așteptat, dar oricum. Au avut lupte foarte grele, dar am mers mai departe și am învins. Domnul Dorin Damir și antrenorul Andrei Grosu au spus că o să ofere șanse în profesioniști. Cum crezi? Ești în lista aceea? Nu a spus la familie, dar în altul cum crezi? Ești acolo? Nu știu, nu pot spune dacă a spus că e un secret, dar eu sper. Sper la asta și chiar dacă nu acum, nu știu, în viitor, oricum o să ajung pe profesioniști. Ce scopuri, dacă ai venit de la Cupa Mondială, te odihnești un pic, ce scopuri mai departe? Păi da, mă odihnesc un pic și mai departe mă antrenez, mă pregătesc de următoarele campionate, să ajung la un nivel mult mai mare decât acum. Am avut emoții ca orice sportiv, deoarece înseamnă foarte mult când câștigi și ieși. Să te premieze înseamnă foarte mult, deoarece te simți, ești într-o așa stare că îți pare că ești cel mai bun și într-adevăr ești cel mai bun între cei care ai luptat și te simți foarte bucuros și îți pare atunci că totul e al tău. Povestește despre ce, cum te-ai pregătit la acest turnament, la să câștigi această medalie, deoarece poate pentru oameni pur și simplu poate să pare că e ușor, dar, de exemplu, povestește cum a fost pregătirea. Nu este ușor deloc, chiar am avut antrenamente intensive și care au urmat succese foarte remarcabile și am avut antrenamente 2 ori pe zi, în care m-am pregătit foarte bine și ca să reprezint Moldova la campionat, la campionatul lumii și să iau locuri de frunte, deoarece înseamnă foarte mult pentru un sportiv când iese învingător.
Antrenorul Andrei Grosu a spus că în finală, în lupta finală, ai avut probleme. Nu că ai avut probleme, iarăși arbitrajul a fost nu în parte. Da, arbitrajul nu a fost... Așa este la orice competiție, când arbitrii sunt din țara gazdă și luptătorul tot. Clar că o să-i dea punctajul luptătorului de care se află din țară care este și nu ar să-i dea din la oaspet care a venit, deoarece asta e lege pentru orice arbitru, așa e. Să nu fii campion al sportivului decât să vii unul din altă țară și să iei el campionatul. Cine te-a ajutat tine în acest drum? Cui încă este mulțumit, vă spui, datorită acestei medalii? În primul rând îi mulțumesc antrenorul meu, Andrei Grosu, deoarece m-a pregătit foarte bine pentru acest campionat. Și la fel mulțumesc părinților și prietenilor care m-au susținut și au avut încredere că eu pot să trec peste acest nivel și să arăt lumii că sunt cineva și pot. Așa. Da, a fost greu. Am avut lupte grele, dar cu ajutorul Dumnezeu și cu munca depusă de mine și de antrenor, am câștigat toate luptele. Da, care este aniversarul? A fost cel mai puternic? Din ce țară? Au fost doi adversari foarte puternici. A fost un lituanian din Vilnius. A fost foarte un luptător foarte impulsiv, foarte agresiv și belorus. Dar cât a durat faza pregătirii? O lună jumate de pregătire dimineața și seara. Și un program foarte strict. Adică nici în afară de antrenament. Numai antrenament, e școală și atât. Vrei să fii un luptător profesionist? Da, cred că. Nu cred că, dar vreau. Deoarece am intrat în această cale de a-mi dau până la urmă. Da, face. A mai fost și anul trecut la campionatul mondial, iar asta a fost a doua competiție pentru mine. Când... Au fost aniversari de ce? Da, au fost adversari bine pregătiți, unde am ieșit și am avut cu cine lupta. A fost un pic mai bun. Dar de ce tu înveți sportul Kiwan amator? Nu știu, am uitat la Dimi copil, îmi plăcea să mă uit la box. Și când am început a vedea Kiwan, mi-a plăcut și am încercat practic acest sport. La adunarea generală a Federației de K1, Federației Internaționale, care a avut loc în Riga odată cu petrecerea Cupei Mondiale, s-a stabilit că campionatul european din anul 2014 va avea loc la Chișinău de pe 1 pe 4 mai. Noi suntem foarte bucuroși de această alegere, deoarece avem un vot ca vicepreședinte a Federației Forului Internațional, am votul meu la stabilirea acestor chestiuni și suntem foarte bucuroși, cred că vom arăta față și vom petrece cel mai frumos campionat de până acum în european, la Chișinău. Despre oficiul forului european se va stabili anul viitor, deoarece avem cereri încă de la 12-15 țări, la moment suntem 58 de țări în Federația Internațională, vor fi primite încă 10 țări, când vom ajunge la numărul de 60 ceva, atunci vor fi repartizate țările după oficii. Va fi oficiul internațional care este și va fi oficiul european care tragem nădejde și vom face tot posibilul să fie la noi la Chișinău. Da. Я сорвал, как Максим был, чтобы да. Despre Максим Болотов, Традивер. Максим Болотов есть, есть и аштептат
În, la 16 noiembrie, în Vilnius, va avea loc KOK Elimination, unul din turneile din seria KOK, proiectele care le facem comune cu europenii, proiecte mari, internaționale. Maxim Boltov va avea o luptă cu un luptător lituanian, cu un luptător destul de bun, un luptător profesionist, care a avut multe lupte profesioniste, e un erou în Lituania. Sperăm că va face luptă frumoasă. Maxim arată din ce în ce lupte mai bune și mai frumoase, mai spectaculoase. Sperăm la câștig. În Lituania, pe 19, în afară de Maxim Bolotov, va mai fi o finală de 4 în categoria 65 de kilograme, unde îl avem luptător moldovean Maxim Raelian. Va fi o luptă foarte interesantă, luptele acestea în finala 4, deoarece luptătorii sunt foarte titrați. Sperăm tot la câștig. Maxim întotdeauna arată lupte frumoase și spectaculoase.